Așa care e faza, că e adus aici și trebuie să o discutăm mereu. Și nu discută ei, cât tot discutăm noi. Pe bune, da. Dacă nu. Dacă m-a fost în temă, că am pus... Eu asta n-am zis tot timpul, bă, dar întâlniți-vă pe omul doi, frate, și vorbiți voi între voi și lăsați-ne în pace. Lămuriți-vă voi problema voastră acolo. Iancu! Am ales pe băgat. Dacă știe că l-o scos. Însă amândouă. Băi, dați-mi... A ta le fac atât de mai... Știi că te-o scos de la fală. Poftim? Știi că Ricardo v-o scos pe câțiva de la fală. Mi-o spus așa. Am auzit, mi-o zis Marius. Păi tu l-ai știut? Păi eu mă uit cine mă scoate pe mine, da, de la fală. Nu, eu te-am zis că am aplicat... Da, l-am întrebat. Zi la aproape 300. Da, l-ai întrebat? L-ai întrebat? Da, l-am întrebat aseară, că am vorbit cu el și cu Dea. Și am zis că de ce te-o scos de la follow pe tine, pe Angus, că o scos mai mulți, că na, n-are ce să facă cu oameni din ăștia. Păi nu e ca și cum înainte vorbea pe Instagram, eu nu vorbeam niciodată pe Instagram. Bine, asta nu că ar fi cea mai mare supărare pentru mine, cum a spus Ricardo de la follow. Păi eu, dar au zis că nu vrea să aibă asemenea persoane. Uite, el m-a scos de la follow și eu l-am pus acolo mai sus decât toată lumea. L-a pus că s-a dus în cer de... Da, au zis că nu vrea să aibă persoane în acea listă. Persoane din astea, adică și care treaba? Nu, care persoană? Nu a zis niciun cuvânt? Dar trebuie să-i pozezi frumos. Lasă-mi să spună ținut... el dacă vine. Păi noi am ținut actorii în listă. Păi nu mai are curaj. Eu am decât 20 de persoane. Ok, are ce are cu Iancu și cu Filip. Dar nu înțeleg cu cine, Marius. Ce are? Da, și pe Marius. Da, bă, Marius. Nu l-am legănat în somn. Nu știu. No, hai că spun eu. Hai că spun eu. Văzut cearta dintre noi doi. Când eu ți-am spus să nu te mai bagi și... S-a văzut că ai vorbit acolo, ceva. Dar tu de ce ai luat apărarea Pirui? Păi nu-i luat apărarea lui, măi. Dacă sare toată lumea... Stai, stai, că nu-i luat apărarea, au sărit toată lumea pe el. Oarecum nu era discuția mea, era pe cine era discuția lui Marius? Are dreptate, că de exemplu știi foarte bine cum e aici, se deci, ceartă, bă, nu te bagi. Iancu, sar doi, mai sare încă unul. Stai puțin, că nu era vorba despre tine. De-aia m-am enervat eu pe Marius. Mie mi-a părut că nu știu. Păi bine, de nu, dacă eu ți-am explicat, dacă eu aveam ceva cu el, puteam să-i fac rău, puteam să-l ceartă două și apar și eu. Eu am o ceartă, Marius, eu am o ceartă în urmă cu o săptămână cu una dintre fete, sar două fete pe aia. Și sar și eu, stai un pic, nu eu. Ok, zic aici o vorbă, două, trei, dar tu ai exagerat. Da, până am probabil te-ai enervat. Tot eu l-am ajutat într-un fel sau altul, că i-am ținut pe ăștia cu Livian și cu băieții de 15 ori, când puteam să le dăm drumul să-l mănânce. Normal, tu să-i dai drumul, mă, eu. E, vezi, păi și cum dă drumul aveam ceva cu el, asta zic. Păi, a avut, câte, verbal... Dar câte mi-a făcut? Da, perfect, dar și normal nu trebuia să fiu violent, bineînțeles, nu-s de acord cu violența, dar trebuia să dea cineva. O cerea și el. O cerut-o prea mult și nu se învăța minte altfel. Filip, ce faci? Bine, Ela, tu ce faci? A, bine. Mersi pentru aseară. Mersi pentru aseară. Păi stați-vă așa. Păi de-aia am fost așa liniștit. Și, da. De-aia am dormit eu singur. M-a încurajat. A fost pe hol, nu a fost... Glumez. N-a fost în afară. Și tu erai cu Andreea și tot. Foarte și am fost cu tine, am avut grijă de tine să-l mai... Și după Filip a venit să vorbească cu... Chiar eu nu vreau să văd pe nimeni plângând și nu... Mulțumesc! Cu atât mai puțin prieten. Prieten. Nu. Și mule și tot, mulțumesc! Sunt mai ales că e ziua acum ta mai și bine? Măcar acum să zâmbești. Da, asta ok. Păi după orice nor vine soare. Și așa trebuie să fii mereu, puternică. Asta nici n-ai cum să fiți oprat asta. Ei, la când ai pus? Nici n-ai voie să fiți oprat. Când eram noi pe hol. Ah, pe hol am crezut. Da. Eu e sensibil, frate. Poate exagerat. Și cred că și-a dat seama. Păi, am înțeles că s-au împăcat aseară după toată treaba la hotel și... După aia, eu ceru scuze și după aia i-au făcut. Nu. Ba da. După. Ba da, că ți-ai zis atunci. Poate eu știu prea bine. Eu știu prea bine. Păi ți-ai zis prea bine. Am vorbit în emisiune. Bă, eu știu foarte bine. Am filmat. Andreea, n-am vorbit în camera roșie. Când ți-ai cerut scuze? Ai zis tu că ți-o cerut scuze și după aia au făcut. Când ți-ai cerut după camera roșie sau când ți-ai cerut? Noi am filmat și camera roșie și cealaltă fază exact în acea zi. Și seara am ajuns acasă și am cerut scuze. Și a doua zi iar ai făcut. Păi a doua zi ce a fost? A fost o glumă minoră, cu nu știu pe acolo, cu un episodul de astăzi. Glumă minoră, dar tu răsturnați scaunul. Eu mă împăcam și iar. Să ceru scuze și după aia erau făcut. Fată, femeie, pricepi. Bianca, dar eu am dreptul aici să vorbesc. Nu numai tu, că nu ești tu un problemă. Dacă ai simțit, nu știu cum ai zis, numai dacă ai simțit ce ai făcut, nu-ți mai cere scuze. Eu sunt un problemă. Dar e așa faci. Am filmat două episoade în ziua aia. Dar lasă-mă camera, ziua. Păi da, eu seara am trimis fata. Dacă... Păi fata, a doua zi, a treia zi, iar ai făcut.
Ce a vrea să zic că după alea două episoade... Da, ne-a făcut exagerat. Nu a fost exagerat nimic. M-a tărit el pe jos, pe acolo, nu știu ce chestii de astea să da, în fine, ce au făcut și nu făcut el. Dar n-a mai fost nimic exagerat, gen cameră roșie. Acuzat, așa e ea. Nu, n-a mai fost nimic exagerat. Dar să nu-și mă ceară. Dar dacă vrei să pui stop la un băiat, crede-mă că ești... Știi că stai un pic. Știi să pui. Mi-a permis și a fost eu singură dacă vreau... Păi te-ai permis că ai văzut și de la el. Da, corect. Și eu mai multe mi-am dat seama de foarte multe și voi toate, chiar deși poate nu recunoașteți, dar v-ați dat seama de foarte multe lucruri. Aici, na, putem să aruncăm cu vorbe, pentru că e ușor să dăm cu vorbe. Dar ce să-mi dau seama, faci multe lucruri, că el te place, ăsta care e problema? Dar nu, dar asta este acum, vai, vezi, doamnă, îmbrăcătă. Bianca mereu zis că te place. Dacă era, da, dacă ei doi era iubirea mare, se descalifică amândoi odată. Ori venea ea pentru el în săptămână. Dar spată că nici eu cu ne descalificăm nu știu ce. E problema voastră. Bine, dar dacă tu nu... Nu poți să pleci. Păi nu poți, dar dacă tu ai plecat și nu ai mai vrea să vii, nu te simți bine, bla bla, Livian, nu s-ar da, 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 dar Iancu poate să o convingă pe Denisa. A, da, și din respect pentru emisiunea că ai stat atâția luni, trebuie să pleci. Păi da, dar venea înapoi și stăteau încă două săptămâni sau o săptămână până eliminam pe amândoi odată. Păi, exista o cale. Vine. Păi vine, mâine. Da, vine tu. Dar trebuia să o convingă. Ea vrea să fie, cred că, sigură de el. Și nu prea au avut cum, că cum e. Eu cred că pe ea nu interesează că se descalifică și pe el interesează că are mai mult respect față de emisiune, adică o sta mai multe luni aici. Da. Iancule! Ce face fetele mele preferate? Mă vorbește pe la spate. Doamne ferește, nu vorbim. Urmăiesc. Am repetat din nou același subiect. Repetate, da. Da, o să vă fie dor de mine dacă plec. Doamne. Da, iar încep cu vrăjala asta. Păi Denisa vrea. Nu, pe bune, dar hai, mă, lasă-mă angleala asta. Chiar trebuie să plec. Vă credeți că vreau să rămân? Spune în spate, nu, nu. Nu, așa ni se nu, eu știi ce cred? Că tu nu ești hotărât 100%. Ești 50-50. Nu, acum chiar sunt. Dacă poate în trecut mă mai gândeam dacă da, dacă e bine, dacă nu e bine. Dar acum chiar sunt. Dar până la... Nu, ideea e că vreau să plec prin eliminare. Da. Pentru că să pleci într-un mod frumos. Asta e adevărat. Pentru asta că te cred. Și dacă nu... Asta e adevărat că nu ziceai tu, Roxana, când erați amintit. Da, mă, și dacă te bagă favorit, ce faci? Și da, dacă voi, este favorit. Dacă ești favorit, cedezi locul? Îl cedezi, da. Și pleci acasă? Fie ți-l cedezi, Roxana. Să-ți pui silicoane. Sunt fată, nu sunt băiat. Să-ți pui silicoane mai mari. Cedezi, nu turcul. Cedează, nu cedezi. Credeam că vrei să rămâi în continuare, de asta te-am întrebat. Vreau să vă ce răspuns dai. Tu deveni turcul, nu o să vină. M-am trimis știrea și era un pic speriată. Că păi, o cred și eu aș fi fost la fel. Bine, tu care-i posibilitatea ca unul după altul să cadă. Doamne, ferește. E o companie foarte... Dar nu e vorba de companie oricum. Dacă ajunge prăbușește pe un cel mai zic era. E vorba de avion, era avion. Nu știu neapărat de companie. Bine, dar un avion mai puternic. Mai mă poate să cadă ce aia în capul meu acum. Lasă, oricum. Și companie, pentru că companie e foarte... Bine, dacă trecează din turbulențele alea, da, nu mai fi dar așa. Dar nu turbulențe, toate să cadă unul după altul. Și eu am trecut. La ideea e că o să vină și o să plecăm în dată preliminare. Ăsta e planul nostru. Cu t-am eu cu Turkish. Tot la fel am trecut și eu. Convinge pe Denisa să rămână. Bine, mergem cu autobuzul acasă. Iancu, dar tu nu mai vrei deloc să rămâi. Pe mare, cu vaporul. Că tu ai, tu o poți convinge pe Denisa să rămână? Pe mare neagră face. Păi eu pot convinge, dar nu mai vreau nicio. A, deci nu mai vrei nici. Convins ea pe mine să nu mai stăm. Ce și fai? Ok, că tu ai putea să convingi, eu asta cred. Păi din moment ce am convins să vină iar înapoi, că au fost hotărâtă să nu se mai întoarcă deloc. O zis că nu mă mai întorc, faci ce vrei. Dar bă, Iancu, ce te convins? I-am spus că așa e cel mai bine să plec cu amândoi. La fel l-am gândit și eu. Până ai cum. Bă, Turcu, pare rău fără. Să-i mângâie codița de 5 ori. Exact. Bă, și cum era ăla cu plugușorul de-l trăgea de ăla? Scripetele aici. Nu mă, o zâmbet-i, Turcu. Dacă vrei, dacă stai să te analizezi un pic, să Turcule. Îți putem mângâi... Să te joace așa cu codița lui, mă. Iancule, dacă vrei să-mi dau. Da, te fac așa. Bă, îți dau pedeapsă bună, pe bună. Ia zi, mă, ce pedeapsă. Ceva ce-ți place? Ce să-ți facă masaj, să te mângâi? Să mângâi de codiță. Ah. Au fugit urcul ce-ai. Stai să mă gândesc. Ce groază e de gura lui Roxy. Bă, își fac efectul alea. Băi, Turcule, își fac efectul alea, groză, prea cald, Roxana, 2-3 zile, nu știu ce n-ai bai. Roxana, a luat niște dase naturiste pe bază de melatonină și codița cumva. Ce codiță treabă cu codița mea? Iacule, de 5 ori să-i mângâie codița. Numai de 5? Cea mai bună, dacă cu patine bun. Așa. Să mângâi la cine vrea, bă, la... Ce? La dor, la cine vrea. Ce treabare aia cu codița mea? Ce treabă aia cu codița mea? Să mângâie codița lui altul. Codița mea, codița mea, bă.
Ela, vină puțin. Ia, pedeapsă din primă? Băi, zânta, dar ești finuță mie. Ce l-a luat fata deja? Parcă ne-am înțeles. Cineva au luat pedeapsă. Din, da, așa, din da, ce 5 pedeapsă? Minute. Vezi tu. A, la mulți ani, ceva cu mulți ani. Să ne dați și nouă să vedem. Că ia uite-l cum se întrebe asta. Ha, ha, păi de ieri, că nu ți-am mai dat. Mie să nu... Haide, ia-o înainte. Ce tort. Mă, că... I-a dus tort. Da, cred că ai fi dus la astea, da. Hai, Filip. Hello, mama. Ce, Filip? Stai cu minte, că pedeapsa e nouă. De ce? Păi aceeași. Fiu o nouă pedeapsă nouă. Păi aceeași. E, da, bă, dar zici tu ce trebuie să faci.